V-am salutat, dragi prieteni, prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Nu uitați să abonați, să vă abonați, să dați like-uri, să comentați și să dați distribuiri. Mi-a venit motosapa. Aceasta este motosapa. Aici este clapeta de acțiune de pe care schimbătorul de viteze. Aici. Acum este pe liber, accelerația, uleiul este schimbat la transmisie, la motor, este schimbat, este pus. Clapeta de benzină am închis-o, trebuie să scot benzina din rezervor, că până în primăvară nu lucrez cu ea. Așa. Roțile spi, să văd eu dacă scrie pe aici, dar nu scrie, spi, nu înțeleg eu, nu înțeleg pe cât îs, dar cei care aveți motosapi vă dați seama, când lucrezi prima dată cam așa trebuie să-i lăs ăsta, de fac rodajul, acolo așa, aici schimbă. Dă drumul la ulei de la transmisie. Nouă nouță. Perfect. Deci, așa citiți cu atenție. Bun. Aici e filtrul de ulei. Filtrul de aer curat. Ulei aici pui. Până la așa. Ce mai este pe la ea? Păi, și abia ce aștept să încep munca în vie cu ea. 7 cai putere. Deci aici, cred că asta înseamnă că a 7-le la decade. Da, foarte faină. Perfectă pentru gospodărie. Aici este și betoniera folosită. Mi s-a stricat butonul la ea. Nu știu dacă se poate vedea. Și am legat-o pe direct. De câte ori trebuie să o opresc, trebuie să o scot din priză. Da, asta e viața. Ce să faci? Merge și așa. Trebuie ștearsă la primăvară, curățată și ea. Să o fac frumos, roaba. Da. Prima cameră schimbată și primul cauciuc, de când o am. Roșie, am vrut ca focul. Așa. Roșu e atrăgător, e frumos. Asta cred că trebuie strânsă, că mișcă de aici, dar nu mai știu cum se strânge. Nu știu, nu-mi dau seama de pe aici, cred că are un bolț, nu știu, nu-mi dau seama. Nici nu umblu la ea, așa o lăs cum a venit montată de la ei, așa o iau. Aici trebuie să-i pun remorca. Remorca, e un pic julietă pe aici, dar n-are nimic, nu contează asta, cum o strânsi cu cheia, aici un pic, hai focalizează-mă, nu vrea să focalizeze, n-are nimic, și eu dacă strângeam tot la fel, cred că o zgâdeam mai tare, o luleam mai tare. Și să-mi dați păreri. Comentați dacă e bun cum am pus ăsta, dacă e bun pus uleiul, uleiul în transmisie schimbat, la motorul e schimbat, am închis clapeta de la benzină, se schimb, se scot benzina și o mai rămas în ea, în rezervor, că zic că nu e bine lăsată, în rest, mai nimic,
Acum, Doamne ajută, sănătate să avem și spor de muncă. V-am salutat!